bucurăm de aceste zile frumoase, încă însorite de vară, dragilor, ne gândim la toamnă, dar să nu uităm că o să vină curând și iarna. Mulți dintre dumneavoastră cred că sunteți agricultori și vă gândiți să alocați niște bani, nu puțini, pentru încălzirea serelor și solariilor dumneavoastră. Dar știți cum se spune că omul gospodar își face iarna car și vara sanie fa, pentru care eu vă spun, ce ziceți? Dacă ați încălzi serele și solariile dumneavoastră cu doar 500 de euro, toată iarna. O soluție extraordinară. Când afară vor fi minus 20 de grade, în solariile dumneavoastră vor fi 15. Cu doar 500, chilipir, nu? Conjunctura a fost așa. S-a lansat o competiție. Noi aveam experiență cu pilele de biocombustie, aveam experiență în panouri fotovoltaice, panouri termosolare, că de asta lucrăm, și a zis, foarte bine, hai să găsim un partener prin care să le punem pe acestea undeva unde să lucreze într-un mediu cât mai aproape de natură. Ideea a fost, haide într-o seră. Asta a fost. Și atunci seara am găsit-o într-un partener la Băleni, parcă, da? Și ce facem acolo? Păi să monitorizăm. Ce monitorizăm? Păi radiația solară, ultravioletele, bioxidul de carbon, umiditate. Cred că am pus peste 300 de tipuri de senzori în acea seră. Cum să construim o seră sau un solar care să aibă variația aproape constantă de temperatură, indiferent de anotimp? În acest context am zis să... Am mai văzut și fizicieni într-o seră, dar haideți să vedem cum le putem ansambla pe toate. Ne-am apucat, deci am început cu proiectarea unei sere. Ne-am dat seama că nu e cazul, pentru că la nivel de 90% tehnologic este rezolvată. Dependența este de materiale, de tipul, natura, cât de mult să o izolăm, cât de mult să o aranjăm. Am ajuns la concluzia că mai mult sunt costurile de a realiza acest model și poate că nu cu prea multe creștere așa ca eficiență, și am zis foarte bine, depindem de materiale. De atunci, haideți să ne mutăm înăuntru unei sere, o solarii, dublu inflat a fost, da? Că am zis totuși să luăm un sistem, o seră, deci am cumpărat-o dublu inflată și am intrat înăuntru. Care este efectul, de fapt, a colectării radiației solare printr-un panou termosolar introdus, nu să-l punem pe suprafață, pe înăuntru, și să recircule aerul, da? Încălzindu-se reciproc de la radiație solară. Am ajuns de la variații de 15, 20, 30 de grade, da? Afară, era iarnă, da? Da, la variații de 10, 15 grade. În ideea că noi vroiam să menținem temperatura în solarii minim 15 grade și, evident, vara nici nu mai interesa. Da? Puteam să facem și pe invers, să răcim. Principiul de funcționare este ca o sobă, unde arzi lemne și aerul cald este schimbat cu aerul rece, ca principiul ca atare. Da? Acum, în loc de lemne, avem o placă încălzită de la soare, care se poate încălzi până la 90-100 de grade. Aerul rece care este în contact cu placa încălzită din spate, da? Se ridică prin convecție, se încălzește în contact cu placa neagră, da? Și iese afară ca aer cald. Nu trebuie ventilator, nu trebuie circulație. Singur realizează această circulație prin diferența de temperatură aer rece, aer cald. Aerul cald este trimis în seră, da? Și se recirculă până când ajunge la o temperatură pe care tu o fixezi de la un termostat. Și îl poți muta oriunde, că este ușor, principiul de execuție este din polistiren, îmbinări pe rășini, da? Iar placa este o suprafață de aluminiu cu o vopsea pe bază de negru de fum sau de grafit. E o mică combinație, dar orice vopsea neagră este funcțională. Deci, acest panou termosolar noi am reușit să menținem pe timpul de noiembrie, decembrie, ianuarie, cât am monitorizat,
o diferență de temperatură, cu două panouri termosolare de genul acesta, în seara de la Băleni, de la 15, afară fiind minus 10, minus 5, minus 15 grade, înăuntru în seară, pe timp de insolație, da? Pe timp de zi senină, da? 15, 17, 18 grade, deci chiar la minimum de temperatură necesară de a lucra în seară. Care, prin combinație cu boilerul electric, cu alimentările de la panourile fotovoltaice, am reușit să menținem cu o variație de 10-15 grade, da? Temperatură minimă în seară 15, 20-25 de grade, da? Exagerat, dar am atins și valorile acestea, în seara respectivă, pe perioada decembrie până în 10 sau 15 ianuarie, cât am putut noi să monitorizăm. Cantitatea de energie care vine de la soare pe metru pătrat este 1000 de wați. 1000 de wați e echivalent cu un reșou de 1000 de wați. Ei, acești 1000 de wați îi poți, da, folosi prin încălzirea unei plăci negrite, până la urmă, că ăsta e un panou termosolar, care să circule, deci încălzește aerul dinăuntru și îl aduci la 25 de grade, să spunem. Unde am ajuns? Să integrăm sisteme termosolare. Ne-am vrut și cu sisteme cu termosolare, cu materiale cu schimbare de fază, să stocheze energia solară sub formă termică undeva și după aceea printr-un schimbător de căldură, dar să nu folosim apa cel mult, da? Și am ajuns la o combinație interesantă, că trebuie să folosim mai multe tipuri de surse. Primul lucru, energie termică. Asta e, adică, deficitar pentru o seară este energia termică și cel mai mult este pe timp de iarnă. Atunci am proiectat și am și realizat parțial și un bioreactor în care foloseam deșeurile. Nu este noutate în niciun caz, în care deșeurile și cu restul erau asamblate într-o, să spunem așa, într-o structură cilindrică, da, de 2-3 metri, unde microorganisme cu salcie, se numesc salcie energetică, da, o combinație între ele, nu în ideea de a produce biogaz, ci în ideea de a folosi microorganismele termofile în anumită regulă, că unele funcționează la 30 de grade, unele la 40 de grade, unele la 70 de grade. Nici noi nu ne-am pus prea mare problemă ce tipuri de sunt, dar ele existau. Și atunci, în anumite condiții de umiditate, se ambalau termic, da? Și acest bioreactor ajungea la un 60-70 de grade arhisuficient. Să circulăm apa ca schimbător de căldură prin acest morman de... Și izolația a fost cu niște... asta de paie, balos de paie. N-am făcut prea multă filozofie. Na? Depinde cât e de mare sera, de cât... ce cantitate mare de deșeuri ai, nu? Venite din seră, le pui să fermenteze și le împui acolo. Na? Poți să faci de 10 tone, de 20, de 30 de tone, de 100 de tone, că oricum... în primăvară, vară, îl demontezi și scoți tot, cum se spune, toate produsele care de fapt sunt, cum se spune, îngrășământ. E un îngrășământ. Îl iei și îl pui înapoi, da? Îl reconstruiești în toamnă, îl ambalezi o lună de zile să ajungă la... Îl construiești în octombrie, în noiembrie, nu mai bun. De a intra în funcțiune să producă 50-60. 70 de grade e o fericire, dar 50-60 de grade este bine. Ideea era să luăm energia termică din activitatea bioelectrochimică a termofilelor sau acel microorganism, să o aducem în seară. Păi un surplus de 4-5 grade, 6 grade, la ce mai aveam aici, era arhisuficient. Și atunci acea seară devenea autosustenabilă. Fie vară, fie iarnă. Pe noi ne interesa toamna, iarna, primăvara, că acolo era problema cea mare a tuturor celor care lucrează în zona serelor.
să devină un instrument, sau mă rog, un echipament, o instalație sau cunoștințe care pot fi reansamblate de oricare legumicultor, să spunem, într-un alt concept. Deci am solarul. E bun, e rău, e bun, ăsta este, nu mai investesc. Dar cam care mi este planul meu de viitor, în așa fel încât să-mi fac bioreactorul, să-mi pun un panou termosolar, să nu-mi pun pe casă, că s-ar putea să fie util înăuntru, da? După aceea, un sistem fotovoltaic care poate să asigure alimentarea cu electricitate pentru toate solarele și, de ce nu, suplimentul de electricitate să fie folosit pentru un boiler care electric încălzește apa sau ce, care să fie utilizată mai târziu ca atare. Și atunci ea devine sustenabilă. Sustenabilă în niște limite și aș putea spune sustenabilă mai degrabă cu costuri net mai reduse. Și poate că atunci prețul roșiei ar fi pe timp de vară, iarnă, da? Cam constant. Da? Cred că am reușit să demonstrăm că este o soluție viabilă.